Și acum un pic de nebunie. O să spui că crede în tot felul de balivernul sau mai știu eu ce. Dar într-una dintre fotografiile de la Sighișoara, când intrai, se vedeau, cineva vedea doi copii. Eu văd în spatele lor un cavaler cu mantie neagră, cu cizme încălzate, cam așa m-am simțit eu acolo. Iar în Alba Iulia Carolina am simțit ceva de genul cum aș fi trăit și aș fi urcat pe cal și l-aș fi condus, aș fi călărit un cal. Interesant. Nici măcar n-am mâncat ghebe stricate, nici măcar n-am băut. Îmi dau seama.